Un britanic se poate lăuda cu o performanță cel puțin neobișnuită. Bărbatul spune că a avut peste 1000 de partenere și surpriza abia acum vine. Dintre ele doar una a fost femeie. Pasionat până la nebunie de autoturisme, Edward Smith recunoaște fără jenă că nu a făcut discriminări. De fiecare dată când o mașină i-a făcut cu ochiul, s-a lăsat vrăjit. Iar de curând a hotărât să-și încredințeze inima unei broscuțe. Ciudata pasiune a britanicului a fost tratată pe larg într-un documentar difuzat în regat. Dacă nu ar fi